Bună ziua tuturor, sunt Arătela. Bine ne-am regăsit. Sunt în fața voastră, mai exact a camerei, dar cu dorința de a mă conecta cu voi, cei născuți în Zodia Peștilor, sau mai exact, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești. Încercăm luna aceasta o etalare, să zicem, experiment, cu cărți inspirate din lumea animalelor. Așteptăm să vedem ce ghidaj primim de la Mama Natură. A venit deja un ghidaj, pentru că știți, eu am amestecat cărțile. Broasca țestoasă. Și mai încercăm cu o carte. Peștișor, Soare, Luna, Venus. Ascendent în Pești, august 2019. Pești, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Pești. August 2019. Și avem și o cobră. O iau și o libelulă. În spatele cobrei, te reținut, deși o să pun la loc, este cerabuvnița. Ok. La capătul acestui set de cărți ne-am oprit la elefant. Cărți puternice. Să-l pun oarecum mai departe, libelula. Și avem, oarecum să zicem, două semne de foc. Elefantul și cobra, să nu uităm de bufniță. Și avem un semn de apă, broasca, broscuța, țestoasă. Și un semn de aer, libelula. Posibil unii dintre voi aveți de-a face cu un semn, cu cineva sau cu o situație care este reprezentată de semnul focului și o situație reprezentată de semnul aerului. Sau preluați voi unul din aceste elemente sau din trăsăturile cărților. Dar să ne concentrăm pe ceea ce este a nostru, apa. Da? Broscuța țestoasă. Care simt că vreau să văd atâta este în seria cărților dedicate simbolului alchimic apă. Dați-mi voie, broscuța țestoasă, e numărul 7. Broscuța țestoasă. Îmi transmite o stare, sau nu chiar o stare, ideea unei rezistențe într-un context, un proces de creștere care ține un timp îndelungat. Broasca țestoasă trăiește mulți ani și se dezvoltă foarte încet și merge încet. Interesant. Cred că broscuța țestoasă e oarecum o energie de tranzit. Unii dintre voi sunteți chemați să lăsați în urmă această libelulă, semn de aer sau situație care este caracterizată de această delicată și frumoasă insectă. E fascinantă libelula. Am spus că reprezintă semnul aerului.
Însă, în carte este prezentată ca un manipulator. Ea, în aparență, e fascinantă. Aripile ei sunt atât de delicate și întreaga structură. Poate aveți de-a face ori cu persoană mai filiformă, delicată în aparență, sau o situație care vi se pare decorativă, vi se pare fantezistă, jucăușă, însă mare atenție, pentru că, am spus, libelula este prezentată ca o persoană sau foarte inteligentă, dar oarecum manipulatoare, sau o situație care vă induce în eroare. Ei, și din acest motiv, acum intrați într-o, sau ați intrat, sau sunteți chemați să preluați oarecum energia broscuței testoase, care ce face? Are o carapace. Da? Interesant. Nu știu de ce, mi-aduc aminte acum că libelula în anumite culturi sau scripte sugerează și o persoană, un player, da? O persoană în general, nu neapărat de sex masculin, nu vreau să fac separeuri de genul acesta. O persoană care sare dintr-o relație într-alta, neresponsabilă sau irresponsabilă sau care nu s-a maturizat suficient ca să înțeleagă importanța stabilității într-o relație și a implicării totale. Din acest motiv este considerat și un maestru al iluziilor, un iluzionist. Ei, și broscuța testoasă este chemată, probabil a fost fermecată, ea în principiu e drăgălașă broscuța testoasă, dar poate în relație cu libelula s-a simțit oarecum, nu știu de ce, oarecum inferioară sau mai greoaie. De fapt, așa și este. Dar are farmecul ei, broscuța sestoasă, și avantajele ei. În situație de criză se poate ascunde în carapacea ei și poate sta acolo. Nu știu de ce mi-aduce aminte de semnul oracului. Poate unii aveți de-a face cu un orac, care într-un fel sau altul v-a indus în eroare. Racii sunt bun vorbitori și uneori creează niște aparențe pe care e bine să le studiați în timp. Ori preluați voi această energie, nevoia de introspecție, de a vă întoarce în carapacea voastră, de a vă proteja după o situație în care ați fost răniți. De cineva care oarecum v-a aburit, cum se zice, da? V-a aburit. Evident, nu e obligatoriu să fie semnul oracului. Am spus doar că această broscuță testoasă mi-aduce aminte de simbolul oracului și el se retrage în carapacea lui, da? Poate aveți planeta acolo, poate aveți ascendent, poate persoana respectivă a fost vorbăreață o perioadă și acum, după ce a vorbit, s-a retras în carapace și, da, poate nu sunteți voi, poate sunt ei. Și e posibil să fie așa. Dar dacă sunteți voi și nu ei, sunteți chemați un pic la introspecție să analizați situația. Altfel, s-ar putea, în relație cu această libelulă, unii dintre voi, să rămâneți cu ochii în soare. Și să nu... reușiți să faceți nimic, deși, broasca testoasă deja intră în categoria animalelor prădătoare. Bine, la nivelul ei, dar e un mic prădător. Și în anumite situații se poate hrăni cu libelula, dacă vrea. Dar eu zic că e mai bine decât să intrați în relație cu libelula, care are un mers foarte rapid și s-ar putea să pierdeți prada. Da? Mai bine stați în carapacea voastră și vă concentrați pe drumul vostru. Care ce înseamnă? Am spus mai devreme, poate trec dintr-una într-alta, dar așa vin gândurile, așa se întâmplă când vorbești direct. Broscuța testoasă are mersul ei încet, dar sigur, către un punct,
Primul și în primul rând, imaginea este a unei ființe rezistente, da? Și carapace foarte dură. Trăiește mulți ani. Probabil, libelula este doar o stație, o întâmplare, o relație trecătoare în viața lungă pe care o așteaptă, pe care o are de trăit broscuța țestoasă. În multele experiențe prin care voi trebuie să treceți. Și să revin acum la cobra, că și ea a apărut. Și a apărut chiar înaintea libelulei. Simt că această situație a fost ca o lecție. Am spus că și în videoclipurile anterioare, cobra înseamnă, printre multe altele, este simbol de foc. Poate cineva foc cu aer sau ați relaționat cu două persoane sau pur și simplu trecem peste noțiunea de persoană, mai ales în contextul ăsta. Situația în sine a fost o lecție foarte importantă. Este numărul 10, încheiere de ciclu. Poate, bănuiesc că unii dintre voi trebuie să intrați și să meditați asupra tuturor relațiilor asemănătoare. Pot să fie și la locul de muncă, joburi schimbate, locuri de domiciliu schimbate des, conversații care trec dintr-un subiect într-altul și nu țin un fir, mondene, bârfe, oameni care nu și-au asumat responsabilitatea cuvintelor spuse, dar vorbim de aer aici, avem simbolul aerului. Poate au glumit, au lansat niște idei și au creat niște iluzii, pentru că îi revin, 7 de cupe, 7 de aer, da, în tarot ar fi oarecum iluzii, fantezii. Probabil broscuța